Ca să fac o mică bârfă, am avut oprire la pornire la rubrica asta, știi? Am observat. Așa, am rumegat, ai simțit. Am rumegat ceea ce ai spus, dar n-am înțeles chestia cu evoluția și cu reproducerea. Se spune că bârfa a apărut pentru a crește șansa unor oameni de a-și perpetua genele. De ce? Genele, și nu mă refer la gene... Da, de ce? Explicația, există de fapt două explicații. În momentul în care suntem două persoane care o bârfim pe o a treia, noi ce facem în momentul ăla? Îi subminăm șansele exact, de a se perpetua. De Nicu, cât n-ar rost să discutăm. Iar încă o chestie în plus, în momentul în care suntem într-un grup mare de oameni și întotdeauna știm că în grupurile de oameni există câteva persoane care întotdeauna au talentul ăsta de a-i bârfi pe ceilalți și știu întotdeauna foarte multe lucruri despre ceilalți, în momentul în care cineva bârfește, captează toată atenția asupra lui. În momentul respectiv, mesajul pe care îl transmite este că eu am gene care merită să fie perpetuate. Mm-hmm. Și atunci, din punct de vedere al reproducerii, așa se justifică acest comportament de bârfă. Stai, acum îmi explic de ce bârfește atât Adelina. Yeah. Vezi, să-și perpetueze șansele de a se reproduce. Atrage atenția asupra ei. Ei mă bârfesc pe mine înainte să intru în emisie, Lumina. Tot timpul. Nu cred. Ba da. Eu nu i-am auzit niciodată și să știi că stau în spate acolo și aștept, dar nu. Nu? Ai văzut... Da, avem și un mic, un scurt vox realizat despre bârfă, da? Da, hai să avem vedem. Un scurt vox. De ce bârfesc românii, doamne? De ce bârfesc românii? Nu-mi place treburile astea. De ce să fac altceva? Se practică. Deci ca românul, om redus nu există. Cum se poate stârpi boala asta? Eu aparțin de cultură, cred. De lipsa de cultură? De lipsa de cultură. Mă înțelegeți? Mă filmez! Nu există. Ce părere să am? Deci nu-i bine să se bârfească. Poftiți, domnul, o le uitați aici. Care sunt invidioși oameni unul pe altul și care sunt oameni răi. Bărbații bârfesc? Bineînțeles. Alții sunt bârfitori. Alții? Alții, da. Dumneavoastră bârfiți? A, nu. Ce rost are să bârfesc? Au întrebat foarte mulți oameni cum se cade astăzi. Doamna bârfește? Nu, eu nu bârfește. Dar doamna asta bârfește? Na, ea nu știu, probabil. Doamna a spus că sunteți bârfitoare. Da, așa au zis numai, să mă întreba și pe mine. Bârfiți un pic cu noi. Dar ce să vorbiți? Despre doamnele astea, de cum sunt? Femeile astea cam bârfesc pe aici. Dumneavoastră, ce părere aveți despre bârfe? Păi femeile astea e treaba lor, e când e lumea. Și au și o meserie bună aia la altă. Nu! Tare. Câte este un leu, mă? Și românii, și ungurii, și toți. Țiganii sunt mai respectoși, chiar dacă sunt țigani. Asta am observat. Numai țiganii bârfesc. Ungurii nu? Da. Nu prea. Nici românii. Pentru că lumea este rea în ziua de astăzi. Este criza asta, i-a afectat pe toată populația. Nu știu ce fel de oameni poate fi. Ei, invidioși. Nu mai fac așa ceva. Un om normal nu cred că face așa ceva. Face? Nu. Nu, păi de-aia zic. Eu nu bârfesc? Nici eu, nu. Cameramanul nu bârfește? Nu știu. Bine punctat, bine punctat, trupă. Criza asta îi face pe oameni să bârfească, domne. Extraordinar. Să știi că nu e adevărat. Nu? Criza, din păcate, nu. Nu. Oamenii sunt născuți pentru a bârfi cumva. Natural, adică, born, da. Gossiper. Dar toți oamenii fac chestia asta. Și apropo de acea poveste conform căreia bărbații nu bârfesc, să știi că nu este adevărată. Bărbații bârfesc... Da, bărbații bârfesc pentru că ei doresc cel mai mult să-și perpetueze să-și crească șansele de a-și perpetua genele. Așa că bărbații au acest comportament de a bârfi. Cu siguranță o fac altfel decât femeile. Dar uite, ca să ne lămurim în problema asta, am invitat în platou un analist care să ne vorbească despre acest subiect. Un analist de renume mondial, maestrul Ion Cristoiu. Să rămână arătați ca biblioteca din Alexandria, după ce a fost arsă. Sănătate.
Se bine, pare că ați făcut multe carte. Da. Nu mă se pare. Ce română? Ce faceți? Bună seara, foarte bine, dumneavoastră? Am simțit că faceți foarte bine. Eu doream să vorbesc despre bârfe. Ultima bârfă, profesorii evaluați de studenți. Deci mie mi se pare o bârfă. Adică este cazul scandalului domnului Parpuțea. Parpuțea, da? De la științe politice, care a primit favoruri sexuale. Pot să spun pe post, da? Pot să spun favorul, da? De la o studentă. Și este încadrat la juridic. La juridic drept mită. Deci eu îi pot spune oricum la chestia aia feminină, numai mită nu. De ce? Nu mă întrerupeți? De mult n-am mai fost să văd niște tatui. Statuia ale durerii, niște orfan de literatură. Și... Bine că sunteți voi deștepți. Am vrut să zic că acea chestie feminilă nu se poate da mită, ci se poate accepta. Ce părere aveți despre bârfa asta de la Cluj? Da, cu siguranță a fost un caz foarte discutat și, într-adevăr, în ceea ce privește pe studenta respectivă, ei s-a cerut să dea. Știți, e vorba aia că eu ți-am dat-o ca să dai, nu s-a adus cu tine în rai. Sia, am mai văzut o bârfă foarte tare aici, o bârfă extraordinară. Medicamentele nu sunt bomboane. Medicamentele se înghit. Bomboanele se... Exact. Da. Sunteți psiholog, am înțeles. Da, așa se spune. Da. Uh-huh. Da, asta v-ați dorit de mică? De mică, da. Da. Ați fost cândva și mică? Am fost și mică, da. Da, am fost mică, acum sunt mai mare. Domnule, dacă ați avea un tabloid, v-ați spune pe copertă la pagina ținți? Și a scrie secții psicologa. Mulțumesc. Dacă a fost un compliment. Doamna Andon, este voie să bârfim sau nu este voie să bârfim? Nu este voie să bârfim, dar putem să vorbim despre ceilalți. Da. Sunt două lucruri diferite. Hai să vorbim despre domnul Marius Ațiu. Ce să vorbim despre domnul Marius Ațiu? Ne prefacem că nu este aici și povestim despre el, nu bârfim. Doamnelor, ții, domnule, mie mi se pare, mă uit la reluările emisiunilor de la trustul dumneavoastră, mi se pare că domnul Marius Ațiu s-a născut obosit. Pe lângă că îl dovedește o lipsă crasă de cultură, dovedește o oboseală patologică. Și ceea ce pot eu să zic că... Taci. Că... Dacă domnișoara de acolo, Adelina, care a coborât cu prima nucă de cocos, n-o bârfesc, când a căzut nuca de cocos, a venit și ea pe pământ, în schimb, domnul Ațiu, da? Domnul Ațiu pare asta ca și domnul Rotis în orchestră, deci... Ce părere aveți? Inutil? Nu cântă. Am înțeles. Domnului Ațiu, i-ați spune aceste lucruri în față. Da, pe față, în față. Atunci înseamnă că acest lucru nu a fost neapărat o bârfă, dacă puteți să spuneți aceleași lucruri și de față cu el. Ce ar însemna bârfă? Să vorbesc pe la spate? Să vă... Bârfa înseamnă să vorbesc pe cineva când nu este de față, în persoană. Exact, să vorbiți pe cineva când acea persoană nu este de față, deci, și să spuneți spate, lucruri denaturate. Dacă e de spate, pot să spun acele lucruri. Dacă numai este dacă de față, nu. Nu. Dacă este prezent, puteți să spuneți acele lucruri. Ar dacă fi nu foarte este greu prezent, să fie domnul Ațiu prezent, pentru că este așa de adormit, încât nu poate să-și ridică două degete. Nu poate să-și ridică. Să-și ridică. Ridică două Mulțumesc degete. Mulțumesc pentru atâta faptul te-am lăudat că până ai stricat dormit. Rubrica. Da. Da. Este o rubrică foarte... Este urmărită și în Transnistria. Da. Da. Sigur. Duceam cu canistra vodka în Transnistria. Si m-am, noi continuăm, dacă ne permiți. Da, săptămâna viitoare despre ce o să continua. Vorbim. Scoateți-l pe band de asta din emisiune, pentru că mi se pare că se bagă în emisiune ca și virgula între subiect și predicat. Gresesc? Cel puțin încearcă, dar nu. Credu-te, vezi, nu se bagă. Nu. Sau dacă se bagă e... Iese repede. Dar, Luca, despre ce discutăm săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare continuăm discuția despre comunicare. Despre și comunicare, cum... da. Cu bârfa am terminat.
cu bârfă am terminat. O să vorbim săptămâna viitoare despre cum facem critici. Despre critică. Critici în grup sau critici? Critici personal, unul la unul, sau critică în grup? Personal, unul la unul, tot fac. Și iese? A ieșit. Atunci e ok. Ne vedem săptămâna viitoare. Da. Noi urmărim un moment poetic cu maestrul Poamă Rară. Mulțumim, Raluca, ne vedem săptămâna Mulțumesc viitoare. Mulțumesc și eu. Săptămâna viitoare. Da. Sunt eu, sunt eu, sunt aici, sunt aici, leu tânăr, iubirea, cum zicea bunul meu prieten Nichita, un om să-l ierte bunul Dumnezeu, un artist. Acum, doamnelor, domnilor, dragii mei privitori, la 77 de ani, soții tot așa, cum o țineam eu în 64, când eram cu Marga, Barbu, stați așa, că trec și la poezie. Ce săriți, mă, ce săriți! Foarte frumoasă poezie care se intitulează Te urmez. Te urmez, te urmez, te urmez, spate negru, puiule. Te urmez, ești râul meu care curge sus, curge adânc, curge sălbatic. Te urmez, marea adânca mea iubire, te urmez, te urmez, te urmez, spate negru, puiule, te urmez, te urmez, te urmez. Marea și adânca mea iubire, te urmez, ioi ce te urmez, dar te urmez, spate negru, puiule, te urmez, te urmez, te urmez, marea și adânca mea mare iubire, te urmez, te urmez, spate negru, puiule, te iubesc, te urmez, te iubesc, te implor, nu mai pot să te urmez. De ce, mă întreb, de ce nu mereu ești oceanul unde descălcesc singurătatea? Fii singurul meu, fii apa mea, fii bazinul în care eu să mă bălăcesc. Tu ești jurul meu care curge sus, curge adânc, curge sălbatic. Te urmez, te urmez, te urmez, spate negru, puiule, te urmez. El e un mesaj, eu sunt cea care fuge, el e rebelul, eu sunt fica ta care te așteaptă. Tu ești râul meu care curge sus, curge adânc, curge sălbatic, te urmez, te urmez, te urmez, te urmez, te urmez. La fel cum Buha își iubește copiii și eu îl iubesc pe Andrei Ciobanu, un nume care va deveni pronume în stand-up comedy-ul românesc. Aplauze pentru Andrei! Ca orice moldovean care se respectă a venit în emisiune să stea prima dată jos. Ce faci, Andrei? Cum te simți? Foarte bine mă simt. Andrei Ciobanu a venit la preselecție la trupa de umor. Comedica. Acum câți ani? Băi, nu mai știu, erau vreo patru. Acum patru ani, da. Ai venit cu textul tău, cu glumele tale noi, la început puține. La început puține, m-a ținut în preselecție de vreo patru ori, m-a spus să vin și după aia, până la urmă, ei căutau o fată și au găsit-o în persoana mea. Ești moldovean și îți folosești toate sporii, toate aturile. Și după aia cum a fost? Și după aia a început să fie mai bine, că am avut de la cine învăța. Și... și după aia a început să fie ok. Mers prin țară, acum e foarte ok.
Foarte ok, înseamnă că nu o să mai vii să... La Cluj ți-ai luat licența, am înțeles? Da, da, Dumnezeu. Unde? Unde? După câți ani ți-ai luat? După anul ăsta, după 3 ani de facultate. Nu spunem că ai terminat cu 5-8-3, că n-are rost. Nu, nu. Și licența cu 10. Da, licența cu 10. Cu 10, un băiat bun la istorie. Băiat bun la istorie, băiat bun la suflet, moldovean, da? Băiat foarte bun la stand-up comedy, noi îl iertăm și oferim scena să se exprime. Te rog. Da. Exact cum vă zicea și Nicu, eu sunt din Suceava, adică din Moldova, Suceava, și când am venit la Cluj, prima oară am venit că mi-a zis maică-mea să vin la Cluj, că moldovenii sunt faini. Adică, mă rog, ardelenii sunt faini, ardelenii sunt de treabă, ardelenii sunt mișto. Am venit la Cluj și m-am convins de chestia asta, nu știam că sentimentul nu e reciproc, știi? Am venit, m-am mutat prima oară am stat în Florești, că să mă simt ca acasă, că nu puteam să fac trecere așa brusc, știi? Și mergeam în fiecare zi la facultate cu autobuzul Fanny, știți? Fanny te duce la mare sau în Florești, depinde. Și știam că peste tot în țară, de fapt, nu numai în Ardeal, toată lumea îi privește pe moldoveni ca și cum ar avea cancer sau ceva, nu știu. Pe bune, pățeam de fiecare dată să mă întrebe cineva de unde sunt. Dar tu de unde ești? Din Suceava. Și se uita la mine de parcă vrea să mă ajute cu ceva, parcă aveam ceva lipsă, știi? Se uita la mine și zicea, ce mișto, dar de unde ești din Moldova? Păi din Suceava. Ah, am și eu un văr în Piatra Neamț. Și? Și-l cunoști? Da, noi în Moldova suntem numai doi, restul pleca toți. Eu când... vreau să zic că trebuie să zic treaba asta, Nicu venea foarte mult și mă ducea și mă ducea cu mașina, că... La repetiții, că nu mai aveam bani de autobuz sau ceva. Mă rog, și înainte să mă ia, el e din Alba Iulia, cred că știți asta, și știți și că în Ardeal, șoferii de Alba Iulia sunt recunoscuți că... Nu, nu vă place. Deci, eu noi ceva avem și noi, în Botoșani. Aia, știi? Nicu are numărul la mașina AB, ca toți cei din Alba Iulia, și când am văzut prima oară, am zis, AB, alt Botoșani. Culmea acum că am dat și eu examen de condus și am picat. Asta e pentru tine. În fine, vreau să mai zic o singură chestie, mă gândesc cum să fac să nu fie vulgară. Vine Paștele. Noi în Suceava avem un bazar foarte mare. Cred că poate ați auzit. Deci este un bazar foarte mare acolo. La noi de Paște era tot timpul cu o tradiție. Părinții ne luau și ne duceau pe noi să ne cumpărăm haine din bazar cu o săptămână de Paște. Asta era tradiția, știi? Partea proastă era că nu aveam voie să le purtăm până de Paște, știi? Deci toate hainele alea până de Paște. Și pe bune, asta e ca și cum ți-ai face acum o prietenă, știi, care știi că nu e virgină, adică știi chestia asta. Și ea vine la tine și spune, dragul meu, să știi că eu nu sunt virgină. Și tu spui, ok, știu, de asta ne-am combinat. Nu, dar vreau să zic că noi nu o să putem face dragoste decât la ziua mea. Și tu te uiți, nu e nicio problemă, e ok, dar când e ziua ta? A fost alaltăieri. Gata, că nu mai... Și eu te-am invitat alaltăieri și ai ajuns azi în emisiune. Îți mulțumesc foarte frumos că ai venit. Cu plăcere. Îți dorim succes, Pauli, care ești cel mai mult. De unde ești din Suceava? Din Rădăuți. Din Rădăuți. A, aproape Suceava. Da, da, da. Acum, în platou, o să vină o trupă care o să ne încânte, o să ne cânte Mushroom Story! Expertul în muzică, domnul Marius Saciu, domnul adică... Alex Revencu, vă rog frumos să veniți aici. Pot să-mi permit să... Da? Să cer. Cum ești, ești bine? Mm-hmm. Da. Pot să... Te rog frumos. Da. Ai o scamă aici. Da. Ce? O avea acolo, sigur. Era de la moldovean. Bine ați venit, dragilor. Până găsești... Să aducem un microfon pentru băieți. Da, nu? Uite, hai că vine și microfonul. Hai, gata, că mă duc, nu mai ridicăm, doamnele, că... Nelly, vine că ai microfon, în rest... Da. Hai, Marius. Nu trageți în ambasador. Așa, reflexe nașpa. Bun, să reluăm. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Mushroom Story. Da? Care e ciupercă dintre voi?
Toți sunteți niște ciupercuțe, da, ce pleurotus, șampinian, ce sunt. Bureți, bureți. De ce v-ați spus numele ăsta? Nu știu. De cine se întrebăm? Nu v-am zis. A, vă rog microfoanele mai sus un pic, că nu... Nu știu pe cine se întrebăm. Încă n-am aflat de unde e numele ăsta. A fost într-o seară după așa și nu mai știu cine. Și nu se știe. Cine să dați vina, da? Au fost mai mulți care au zis că ei ne-au dat nouă numele și așa, da? Cei ce ne-au dat nume. Da. Așa, ce stil cântați voi sau unde vă încadrați cu... Alternative, funk, rock. Funk, rock. Tot felul de influențe cu hip-hop, punk, tot, cam tot ce ne place. Dar ce vă deschiși. Place? Asta vă place vouă și ca trupe, care vă plac? Uf, sunt o grămadă. Da, sunt foarte eclectici. Eclectic, da. Nu știu, nerd, spre exemplu. Acum m-am mai lovit de molele capului, că deștia n-am auzit eu. Red Hot Chili Peppers. Da, zice Red Hot Chili Peppers. Rage Against the Machine. Așa, și atunci, venim iarăși la clișeul ăsta, că e genul de muzică pe care facem. Da, hai, să vă prezentați. Care... Eu cine sunt la ce Harry, cânt la bas, pe chitară bas. Și ce faci în timpul liber, că nu cânt? În timpul liber, mai merg la facultate din când în când. Din când în când la ce facultate? Sunt la studii europene. Studii europene, da, așa, studii europene, da, bine. Ok, ok. Mai departe, hai. Paul Voce. Paul Voce, numele de familie, nu? Da. Așa. Da? Și în timpul liber ce faci? A. Cu ce te ocupi? Student? Graphic designer, student. Graphic designer. Loser. Loser? Da. Asta e pentru cartea de muncă. Da, da. La CV acolo pus. Așa. Hai, mai departe. Nu e dacă are unul. Eu sunt Tobe Norbert. Tobe Norbert. Norbi. Beton. Ce faci Norbi altfel? Ba la Tobe, la ușă. Bați pe cine prinzi? Da, da. Exact. Așa. Perfect. Și colegul care ține gurduna în brațe? Andrei, chitară. Și cânti la clape, nu? Da. Din când în când. Dar mai trebui să și înveți la el. Da, aveți ceva albume sau încă n-aveți nimic? Nu m-am pregătit. Avem un album scos, nu, avem un demo, un album și încă un EP de 5. Ce înseamnă un demo? O piesă care o dați pe la... Da, a fost chiar la început, prin 2007, când am scos primele piese înregistrate. Cântați piese. În română, în engleză? În engleză. În engleză. Așa, și albumul care... Albumul se numește Party Animal Zinc, l-am scos în 2008, fost după ce am câștigat un concurs. Ce concurs ați câștigat? Se poate spune? Manifest Yourself, un concurs organizat de revista Sunete. Ah, perfect, super tare. Și concerte? Pe unde aveți concerte? Cluj? Am cântat în Cluj acum sâmbătă. În cluburi, da? Da, vineri am cântat în Bistrița. Și aveți la succes? Începutul... Da, da. Da, cel puțin noi acasă aici în Cluj, da. Aici în Cluj, da. Da, sigur. O să urlăm și noi imediat, luăm o scurtă pauză publicitară și ne reîntâlnim cu voi după, da? Da?